Echipa emisiunii România Agricolă a răspuns prezent invitației Salonului Național de Vinuri al României Vintest 2012 pentru a vă aduce în casă povestea vinului românesc, așa cum și Păstorel Teodoreanu zicea într-o epigramă. Invitat fiind la cramă, am răspuns ca bun creștin, vin. Unde? În centrul capitalei, la Sala Palatului, alături de peste 13.000 de vizitatori care au degustat vinurile, au admirat și studiat accesoriile pentru vin și echipamentele destinate industriei producătoare, dar au asistat și la adevărate spectacole culinare și artistice. Doamna Aurelia Vișinescu, ce degustăm aici? Ce vin este? Am înțeles că este un vin medaliat. Da, este un vin care a primit medalia de aur anul acesta la cea mai mare competiție din Franța, Challenge International du Vin se numește. Vinul se numește White Artisan și este un cupaj din trei soiuri, fetească albă, Riesling și puțină tămâioasă românească. Cu ce i-a cucerit pe cei din juriu? Cred că, în primul rând, originalitatea, spune, pentru că este singurul cupaj în această formă în România. Cele două soiuri românești, fetească albă și tămâioasa românească, și-au pus amprenta puternic în arome, dar și în complexitatea și postgustul vinului. Însă nu este singurul vin medaliat de la domeniile săhăteni făcut de Aurelia Vișinescu, mai aveți și altele? Da, avem destul de multe vinuri cu multe medalii la multe competiții, dar sunt foarte mândră atunci când cupajele sau soiurile românești iau medalii. Și mai avem o medalie remarcabilă, o medalie de argint obținută pentru tămâiasa românească seacă, tot din artizan, obținută anul acesta la o competiție mai mare ca cea din Franța. International Wine Competition din Anglia, iar medalia de argint acolo se obține destul de greu. Ce ne puteți spune despre acest an care a fost greu pentru viticultură? Cum sunt producțiile la dumneavoastră acum și ca perspectivă anul viitor vom avea mai puțin vin? Pentru Dealul Mare a fost un an foarte greu. Am avut probleme cu înghețul în iarnă și mare parte din mugurii de rod au fost distruși. Deci producțiile au fost din start semnificativ diminuate. Au fost suprafețe de pe care nu s-a putut recolta aproape nimic. În plus, știm cu toții, chiar și via a suferit din cauza secetei. Nu numai în România, dar chiar la nivel de Europa, producția de vin anul acesta este mai mică în medie, cam cu 30%. Noi, ca și societate, n-am dus-o așa de rău. Asta probabil pentru că am îngrijit în anii anteriori viile foarte bine. Eu personal sunt mulțumită de producțiile obținute. Sigur că sunt mai mici decât în anii normali, dar sunt mai mari decât mă așteptam și asta a fost surpriza plăcută. În plus, calitatea este foarte bună. Anul acesta ați mai lansat o gamă, din câte mi-amintesc eu, Caracter. Da, așa este. Anul acesta am lansat o nouă linie, se numește Caracter și este o linie exclusiv pentru restaurante și magazine specializate și include soiuri internaționale. Am început cu 4 soiuri, respectiv sau cu 4 vinuri mai degrabă, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon și un rosé care este un cupaj de Merlot și Pinot Grigio. Cum a primit piața din România acest vin, această nouă gamă? Piața ne primește foarte bine, nu numai în România, ci și piața externă. Vindem foarte bine atât în România cât și la export. Și Caracter a fost primit foarte bine, mai ales că este o linie unde am urmărit în principal, așa cum spune și numele, caracterul de soi. Noutăți vinarte la a doua ediție Vintest? Noutăți, da, avem o gamă nouă, vinarte, pentru Horeca, o gamă care cuprinde 8 vinuri, mai precis de la Stermina Mehedinții avem un Riesling, un Sauvignon Blanc și o tămâioasă la vinuri albe, vom avea și un rosé, dar mai așteptăm că pe cel din recolta 2011 l-am vândut, așteptăm 2012. Și la roșii un Merlot și un Negru de Drăgășan, tot de la Stermina Mehedinți, iar de la Dealul Mare Vila Zorilor,
un merlot și o fetească neagră. Va fi o gamă exclusiv Horeca. Am remarcat această tendință a producătorilor de vin, cel puțin în ultimii 2 ani, de a produce pentru Horeca. De ce? Da, pentru că vrem să delimităm puțin segmentul retail și Horeca. Vrem să avem vinuri care să se găsească la raft, la un raport calitate-preț foarte bun. Și vrem să avem și vinuri doar pentru restaurante, acolo unde consumatorul poate să meargă și să găsească un vin special pentru restaurant. Aceste vinuri le vom găsi și în magazinele specializate? Da, magazine specializate, da. Deci vor fi în restaurante și magazine specializate. Care a fost situația după acest an total neprielnic agriculturii, viticulturii? Câte hectare exploatați dumneavoastră acum și cum ați încheiat anul la recoltare? Exploatăm aproximativ 400 hectare în cele 3 centre. Stârmina, Mehedinți, Bolovanu, Sâmburești și Vila Zorilor de Alumare. Pe ansamblu nu putem să zicem că a fost un an dezastruos, chiar dacă am avut niște condiții climatice defavorabile. Ca și recoltă, să zice că suntem undeva sub 20% față de anul trecut, ca și cantitate, dar din punct de vedere calitativ ne încadrăm în targetul normal. Și anul viitor, 2013, vom avea vin mai puțin și prețuri mai mari? Va fi, clar va fi vin mai puțin, pentru că toți producătorii au avut de suferit. Ca și prețuri, din câte am înțeles, posibil să fie o ușoară creștere. Care a fost cel mai degustat vin în aceste 3 zile la Vin Test de la Crama Basilescu? Deci din gama superioară, deci din vinurile superioare de Basilescu, să zic așa, ca noutate pentru noi și pentru salonul ăsta, cred că ar fi rozeul de la Basilescu. Este un roze făcut doar din fetească neagră și a strânit curiozitatea multora. Ați lansat anul acesta niște vinuri noi prin primăvară. Practic a avut loc o rebranduire a gamei premium de la Crama Basilescu. Tot ce se numea înainte ancestral, autentic, edition, unique, practic acum toate sunt sub emblema Basilescu. Vrem să aducem și prin ce vedem aici, tablouri, deci vrem să aducem, de fapt, înapoi la București ce a fost Basilescu. Basilescu, poate știți, e, cred că una dintre cele mai vechi crame care a reușit să facă vinuri de calitate superioară. Ele veneau în București doar prin, pe vremea aceea era, cred că, singurul etalon al calității, Casa Capșa. Și vrem să renedim un pic acea tradiție interbelică cu calitatea și notorietatea de atunci, acum, în prezent. Ce soiuri cultivați? Soiuri, în gama Basilescu nu avem niciun cupaj, deci doar soiuri pure. Fetească albă, Sauvignon Blanc, fetească neagră roze, fetească neagră vinificată stand, deci în roșu. Și o busuiacă de bohotin. Cum era normal la un târg de vinuri, să avem și furnizorii de utilaje pentru viticultură. Cu ce ați venit anul acesta la Vin Test? Ne prezentăm și la această ediție, ca și la toate celelalte, cu gamă completă de utilaje pentru mecanizatul viilor, adică utilaje pentru pregătit solul dintre rândurile de vie, utilaje pentru tratamente, cât și pentru prelucrat vița de vie propriu-zis, adică tăiat în verde, tăiat în uscat, legat vie și până la recoltat. Sunt ușor de folosit aceste echipamente? Echipamentele nu sunt dificil de folosit. Problema care încă există în România este că mecanizatul viticulturii este strict legat de anumite caracteristici ale viei în sine, adică ne trebuie o vie
plantată nouă, nu poți să mecanizezi o vie care are stâlpii înclinați într-o parte și într-alta, la care rândurile nu sunt perfect drepte. Dar odată cu replantarea și cu programul de reconversie, noi estimăm că în următorii 3-4 ani o să fie un boom pe piața utilajelor de mecanizat în viticultură. Dumneavoastră sunteți și distribuitori pentru combinele Pelenc. Care e avantajul utilizării acestor combine? În principal, forța de muncă, care oricum la noi în țară este destul de greu de găsit. Marele avantaj este înlocuirea forței de muncă manuale. Ne-am confruntat în diferite crame care au suprafețe de la 100 de hectare în sus cu problema forței de muncă. Gestionat forță de muncă, dus oameni din toate zonele adiacente, găzduit, mâncare și așa mai departe, care se înlocuiesc cu o singură mașină autopropulsată de recoltat sau respectiv tractată în funcție de suprafața pe care o deține viticultorul. După cum vă spuneam, am venit cu o gamă de utilaje electrice marca Pelenc, pentru care Pelenc este recunoscut la nivel mondial. Aici avem o foarfecă de tăiat electrică care funcționează cu un acumulator. După cum bine vedeți, se atașează ușor, se instalează ușor. Este cea mai ușoară ca și greutate dintre toate farfecele electrice existente pe piață. Modelul pe care îl avem aici taie până la 3 cm grosime. Există un model mai mare până la 4,5 în funcție de ceea ce avem de tăiat. Și o să vă demonstrez acum. După cum vedem, se poate descurca și o femeie. Acesta este marele avantaj al farfecii electrice de la Pelenc, pentru că este cu un minim de efort. Ei spun zero efort. Farfeca funcționează pe un impuls, tu îi dai un impuls și ea taie. Despre acest aparat pot să vă spun că este unicul, este un brevet Pelenc, altcineva nu mai produce, un brevet înregistrat Pelenc, altcineva nu mai produce. Este un aparat de legat care, la cărui productivitate față de legatul manual este de 3 la 1. Avem un fir, avem o baterie, fir. Știm exact cu fiecare rolă de fir câte legături vom face, deci putem să ne facem calculele dinainte de cât fir avem nevoie în fiecare sezon de legat și o să vă arăt cum funcționează foarte ușor. La fel, este aparat foarte ușor de folosit de femei, de bărbați, inclusiv de copii.